Cimitirul catolic din Chișinău va fi reamenajat. Vor fi renovate mormintele istorice ale polonezilor, vor fi restaurate pietrele funerare și capela construită în 1913, care s-a ruinat de-a lungul anilor. Lucrările au loc grație susținerii financiare a Poloniei. Aici își dorm somnul de veci 1500 de polonezi. Pentru al treilea an consecutiv, mai mulți arhitecți din Polonia vin la Chișinău pentru a efectua lucrări de reabilitare a monumentelor din cimitirul catolic, ce aparțin polonezilor. În cadrul lansării lucrărilor de renovare a capelei, dar și a unor pietre funerare, însărcinatul cu afacerea la ambasadei Poloniei în Republica Moldova a spus că sanctuarul reprezintă un monument istoric. Dorim restaurare la capela familiei Ohanovici, capela catolică, că este în statul avariat, doar poate fi salvată prin lucrurile specialiștilor. Renovarea mormintelor istorice, dar și a capelei catolice din cimitir, are loc datorită suportului financiar al statului polonez. Acesta poate fi considerat un monument cu valoare istorică, care în prezent se află într-o stare deplorabilă. Pe parcursul ultimilor 2 ani au fost restaurate 3 pietre funerare, deci se pune accentul nu doar pe personalitățile care au fost înhumate, dar și dacă această piatră funerară prezintă valoare istorică din punct de vedere arhitectural. S-ar fi dorit să se restaureze mult mai multe, dar unele din ele nu pot fi supuse restaurării, de aceea ne-am oprit la cifra între 20-30 de pietre funerare. Inclusiv și această capelă este destul de costisitoare, dar prezintă un monument arhitectural, istoric, unic, nu numai din Republica Moldova. Precizăm că în octombrie 2014 a fost semnat un memorandum între Ambasada Poloniei în Republica Moldova și Primăria Municipiului Chișinău, care prevedea identificarea și conservarea monumentelor istorice, în care își dorm somnul de veci mai multe personalități poloneze. Totodată au fost efectuate și alte lucrări, iar șefa Combinatului Serviciilor Funerare dă asigurări că în curând cimitirul va fi supravegheat video.